Știați că pianul își are originile cu aproape 3000 de ani înaintea erei noastre, în niște corzi așezate pe o simplă cutie de rezonanță? Adică acum 5000 de ani? Știați că Pitagora, îmbinând matematica și muzica, a experimentat pe un instrument numit monocord? și că abia 1500 de ani mai târziu monocordului îi atașează clavis, adică clapele pe care le întâlnim la pianele moderne de astăzi? Știați că pianul este un instrument de coarde, cu clape, dar și de percuție? Haideți să privim pianul mai îndeaproape, adică chiar în interior, deoarece acolo se află secretul sunetelor sale miraculoase. De ce este considerat pianul instrument de coarde? După cum observăm, în interiorul pianului se află coarde, iar acestea produc minunatul sunet ce a cucerit întreaga lume. Ca instrument cu clape însă, își are originea în orga de biserică, acel instrument cu claviatură ce trimite aer prin tuburi pentru a produce sunet. Deci avem coarde și clape. Însă, cum se realizează legătura dintre cele două componente? Ei bine, legătura se realizează printr-un mecanism de percuție și anume prin niște ciocănele. Atenție! Nu ciocane! Clapele sunt unite de aceste ciocănele. Iar în momentul în care interpretul apasă clapa pianului, Ciocanelul, care se află sub corzi, lovește coarda și așa se produce sunetul. Însă, cui revine meritul pentru realizarea acestui minunat instrument? Bineînțeles că pianul, ca și celelalte instrumente, a avut o evoluție lentă. A fost nevoie de multe alte instrumente care au condus rând pe rând la apariția pianului și care au trecut prin modificări importante și denumiri diferite, printre care monocord, clavicord, clavicin. Clavecinul este instrumentul care se apropie cel mai mult de pianul modern al zilelor noastre. Acesta putând fi considerat chiar părintele pianului. Să ne imaginăm că ne aflăm în anul 1700 în Italia. Pianul încă nu exista, însă clavecinul era instrumentul care domina industria muzicală. Haideți să ascultăm puțin sunetul clavecinului. Seamănă cu sunetul pianului modern, nu-i așa? Iar acest lucru se datorează faptului că mecanismul de legătură dintre clape și coarde se realiza diferit, adică prin ciupire. Practic, la clavecin se cânta mereu la același volum, ceea ce conducea spre o nemulțumire a compozitorilor și interpreților, ce aveau nevoie de nuanțe pentru a putea transmite sentimentele prin intermediul muzicii. În această perioadă, italianul Bartolomeo Cristofori înlocuiește sistemul de ciupire a corzilor cu mecanismul prevăzut cu ciocanele, astfel născându-se în anul 1709 instrumentul pianoforte. Bineînțeles, termen în limba italiană, compus din piano, adică încet ca volum, și forte, adică tare. Deci acest instrument pentru prima dată în istoria lui putea produce atât sunete slabe cât și puternice, în funcție de forța cu care erau apăsate clapele. Există trei tipuri de pian. Pian cu coadă, pianină și pian digital. Pianul cu coadă este destinat încăperilor mari, și mai ales sălilor de concert. Acesta depășește lungimea de 2 metri și este susținut de 3 picioare, iar coardele sale sunt poziționate orizontal. Pianina este de fapt un pian vertical. Este destinată încăperilor mai mici și utilizată în general în studiul individual. Pianul digital însă, cum produce sunetul? Lăsați-mi în secțiunea de comentarii. În interpretarea pianistică ne vom folosi de claviatură. Aceasta fiind reprezentată de un șir de clape albe și negre de mici dimensiuni pe care interpretul le va apăsa pentru a produce sunetul. Pianul din zilele noastre conține 88 de clape albe și negre ce reprezintă notele pe care voi deja le cunoașteți. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, în diverse registre: grav, mediu și acut. Întrebare. Dacă pianul are 88 de clape, câte ciocănele ar trebui să conțină? Un pas important în dezvoltarea interpretării pianistice îl constituie pedalele așezate în partea inferioară a instrumentului, acționate cu picioarele de către interpret. Acestea sunt în număr de trei și au rolul de a modifica sunetul în diferite moduri. Pedala din dreapta se numește pedală de susținere și are rolul de a prelungi durata sunetelor. Lăsând coardele să vibreze, și după ce interpretul încetează apăsarea clapelor. Pedala din partea stângă poartă numele de pedala Una Corda și are efectul opus, adică de estompare a sunetelor. Pedala din mijloc este ultima pedală adăugată pianului modern și poartă numele de pedala Sostenuto. Rolul acesteia este de a susține sunetele interpretate, în timp ce celelalte clape rămân neafectate de efectul sostenuto. Curiozități! Știați că clapele clavecinului erau invers colorate față de cele ale pianului? Motivul era unul estetic și mai exact, faptul că în acea epocă se considera că mâinile interpretului arată mult mai elegant pe claviatura neagră a clavecinului. Pentru a obține un sunet mai puternic, pianul triplează numărul de coarde. Practic, pentru fiecare clapă apăsată, ciocanelul va lovi în trei coarde și nu în una. Pedala denumită una-corda face ca ciocanelul să-și deplaseze poziția și să lovească o singură coardă, astfel estompând sunetul. Fiind un instrument acustic, pianul necesită un acordaj regulat. La început, acesta se va face de 4 ori pe an, iar mai târziu, doar de 2 ori pe an.